BCD paralelogram, AD perpendiculară pe BD. Măsura unghiului DAB 60 de grade. DAB. BAD, nu? Da, sau BAD, da. BAD, da. 60 de grade. DB 12 radical din 3 cm. În concluzie, să găsim, să aflăm perimetrul și area paralelogramului. Perimetrul. La BCD. Și area. Tocmai ce am discutat despre area paralelogramului. Da. Ar putea să o potrivit, da. Da, e să vedem, repede. Andreea. Deci e vorba de un paralelogram. Paralelogram. Hai, repede, repede. Hai. A, B, C, D. Deci A, B, C, D. Paralelogram. Paralelogram. Adeți un intervenitor și D, B. A, D, R. Așa pe BD. A, D, P, D, D, B. Aproape. Acolo, da. Iată că avem aici. 90 grade. Da. Măsura unghiului B, A, D, 60. A lui B, A, D, ăsta deci de 60 grade. Și dacă l-ai din 90, înseamnă că l-ai adică din covici. Nu? Hai. Așa. 90, 60, 30. Avem pe B, D, domn profesor, 12 radical din 3. B, D. 12 radical din 3. Radical din 3. Opa. Ce este DB? Ce este DB? Pentru triunghiul ADB. Ipoteză. Foarte bine, ipoteză. Icateto. Ipoteză când s-ar opune unghiul de 90 de grade. Adică. Acolo îi formează unghiul de 90 de grade. Atenție. Cealaltă. Deci. Care e ipoteză? Cele două care formează unghiul drept se numesc catete. Aici au format unghiul drept. A, cele da, da. Se numesc catete. Ipoteză cine? Care este? AB. AB. Așa, măi. Deci, nu, atenție multă. Deci, da, în triunghiul ăsta... Deci, în triunghiul ADB, am întrebat, ce este DB? Răspuns, cateta. DB este cateta. Mai este vreo cateta în cap? Da. Pe DB am spus că este o cateta, mai este vreuna? AC. AC. Dar în triunghiul ADB, mă întreb. Da. Ce caută AC în triunghiul ADB? Nu, faci presiune. AB. 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 O AB se opune unghiul de 90 de grade. Tocmai am spus că e ipoteză. Catete sunt cele care formează 90 de grade. Dar cele care formează 90 de grade se numesc catete, da? Deci, cele care formează. Cine? Unghiul din D. Din cine este format din cele două laturi? D? A cine? DB și DA. Păi, Anca, trebuie să recunoaștem cine sunt catete și cine ipotenuză. Dacă nu, nu avem ce discuta. Deci astea sunt cele două catete. Și acum, am pe DB... de 12 radical din 3. Atunci ai 6 radical din 3? Nu, e jumătate din ipotenuză, dar nu știu pe ipotenuză. Că ai putea să ducem înălțimea. Că AB nu știu. Înălțimea triunghiul DAB. Înălțimea în triunghiul D... AB, da. AB. Și să notăm cu D1. Și DD1 cu cât e calculat? Și DD1 este egal cu... noi știm că DB egal cu 12 radical din 3. Și ce este în triunghiul care? La care trebuie te oprești acum? DD1B. În triunghiul DD1B. Avem un din 30 grade. Latura opusă în bâie 30 grade. Jumătate din potențial. 6 radical din 3. 6 radical din 3. Păi da, în triunghiul DDB. Fosta catetă din triunghiul ADB, din triunghiul ADB, fosta catetă devine ipotenuză. Și iată, tot triunghiul ăsta e de aceeași calitate, triunghiul ăsta de 30 grade și cateta opusă în triunghiul ADD1B, DD1B, cateta DD1 e jumătate din DB, adică 6 radical din 3. Și acum aflăm pe D1B, cum vreți să facem, copii? Să o aflăm pe
Cu Pitagora sau cum vrei? Da, cu Pitagora. În triunghiul care? D1B. D1B, da? Da. Hai să începem. Și se poate afla de 1B și dacă am ajutat pe D1B, ce voi face? Dacă... Atunci să arătăm cum... Să știu că... O știu pe D1B. Mhm. Mă uitați când e... Cred că problema. Poftim? Cred că s-a greșit problema. De ce? Că nu trebuie să mișca aici, nu? Mai putem mișca? După ce o știm pe D1B, o putem afla? Da. O putem, da? Da. De ce? Pentru că știm pe DB 12 radical de 3, pe asta la 26 radical de 3 și o putem afla pe asta. Și facem teorema catetei, o aflăm pe AB? Sigur că da. Cateta la pătrat în triunghiul A, proiecția ei. Egal cu... Proiecția ei, adică de 1B care am aflat. Pe care am aflat. Ori AB. Ori AB. Chiar bun idee. Da. Și aflându-l pe AB, gata problema. Și pentru perimetru. Exact, și pentru... Păi ne trebuie AD pentru perimetru, dar o să explicăm că ne ducem prin Pitagora și știm foarte bine pe asta, o știm asta pe asta, o văd cealaltă. Păi cum să? Deci ne mișcăm. Demonstrație. Foarte ușor putem zice. Este problema, dar trebuie să analizăm. Deci spunem ce. Trebuie să aflăm cum am aflat de la. Hai să zicem demonstrația. De la început. Zic eu. Asta, DD1. În triunghiul DD1B. Deci în triunghiul. Dar nu avem DD1, nu trebuie să zicem că DD1 ducem noi perpendicular. Deci fie. DD1. DD1. Perpendicular. Doar pe AB. Asta. Rezultă că măsura unghiului. Rezultă că măsura unghiului. DD1B. Este de 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Și atunci, în triunghiul AD, în triunghiul care? În triunghiul D1B. În triunghiul D1B. Avem avem așa. DB, 12 radicali din 3. 12 radicali din 3, da. Măsura unghiului DB, și D1. De 30 de grade. Egal cu 6 radical din 3. Adică 12 radical din 3 pe 2, adică 6 radical din 3. Corect. Acum. La fapt, de 1 bă la cameră. 1 bă, da. Din teorema Pitagora. Deci în triunghiul. În triunghiul. Care triunghiul? În triunghiul tot de 2. Așa. De 1 bă. Conform T pe Pitagora. La zi. Cu pătrătă la pătrătă. Anca? BD pătrătă. BD la a doua. BD. Totul la a doua. Egal cu? Egal cu DD1 plus... DD1 la pătrat. La pătrat plus D1B la a doua. D1B la a doua. Echivalent cu? BD îl știu. 12 adică de 3. 12 radical din 3, la totul la a doua. Egal cu? DD1 știm, 6 radical din 3. 6 radical din 3 la a doua. Totul la a doua. Plus? Sau plus? D1B. Pe care nu știm. D1B, totul la a doua. Echivalent cu Anca. Mai repede, Anca. Echivalent cu? 12 la a doua, care e cât? 432. 144 ori, radical din 3 la a doua, cât? Ori 3. Adi, lasă și pe Anca, că ea nu-i întreabă, domn profesor. Deci 12 radical din 3 la pătrat, adică pe fiecare. 12 la pătrat, ori 3, 144 ori 3, da? 144 ori 3, egal cu? 6 la pătrat, care este? 36. Ori cât? Ori 3. Da. Plus? De unul pe... Anca, ai văzut vreun film din cele care ți-am spus în prea trecută? Da. Unul. Știi
Trebuie să le vezi pe toate. Și îți promit, dacă nu te ții de ce ai spus eu, și dacă nu spui pe filmul ăsta, am găsit bucata asta, pe asta, am făcut asta, nu te mai primesc. Deci, hotărât din film, am clarificat lucrurile. Deci, din începând, începând de mâine, dacă nu faci dovada clară că faci el acest lucru, eu am vorbit una și tu faci altceva. N-ai vrut să ne încurcăm unul pe altul. 144 ori 3, cine a făcut? Da. Eu. Zii. 432. 432 egal cu? Egal cu 108. 108. Plus D1, B2. D1. D1B totul la doua. Așa. Adică D1B totul la doua. D1B totul la doua. Egal cu 432 minus 108. Iar D1B totul la doua egal cu 18. Adică D1B. Cât face? D1B egal cu 18. Nu, este... Cât face? Să scădem, Trebuie să facem 324. 8 din 12. 324. Nu sărim peste etape, să vedem tot. Da, 324. 324, da. Și D1B egal cu radical din 324. Da, D1B egal cu 18. Da. Bun. 18. Da. Acum unghiul AD, ziceți. Între unghiul AD1 avem D1 de 90 grade și AD1 de 30 grade. Și atunci unghiul opus la latura opusă unghiului 30 grade și mai dat din ipotenuza, adică AD 12. AD? 12. Păi de ce? Păi stai puțin. Păi, între unghiul AD-D'. Deci este AD-D'. Da. Avem D-D' A de 90 de grade. Asta este de 30 de grade. Asta ai văzut, nu? D-D' A de 90 de grade. Corect. Acela de 30 de grade. Da. Și atunci unghiul opus, latura opusă în grâie 30 de grade și mă dat în ipotenuță. Care ipotenuță? Ipotenuța care? AD. Și o știi pe AD? Nu. Păi AD egal cu AD' ori 2. AD egal cu AD prim... Ori 2. AD 1. AD 1. AD 1 ori 2. De ce ori 2? Cum ori 2? Păi... Că nu-i... Păi ne-am zis că latura opusă în plus... Păi care e opusă în 30? Care e opusă în 30? AD prim. AD 1. Da, AD 1. Și AD 1 e 6. De unde știi? De unde știi? Nu știu, am făcut. Că de D prim... AD 1 e egal cu AD 1 ori D1B. Egal cu 6 era egal cu 3 la 2, egal deci cu... Deci aplicăm teorema lui Pitagora, teorema înălțimii. Păi stai că noi n-am făcut. Da. Deci între unghiul, între unghiul, Miruna, A... DB. ADB. DB. În teorema înălțimii rezultă că... DD1 e perpendicular pe AB. AB. Și atunci acolo, de conform teoremei înălțimii... Rezultă că DD1... DD1 la a doua, egal cu AD1 ori D1B. Egal cu AD1 ori D1B. Ori D1B, corect? Egal, da. Corect, da? Da. Înseamnă la pătrat? Și egal cu 6 radical din 3 la a doua. Deci DD1 la pătrat egal cu... Știm pe DD1 la a doua, deci scriem 6 radical din 3 totul la a doua. 6 radical din 3 totul la a doua. Egal cu AD1 ori 18. AD1 ori 18. Echivalent 1 ori 18 la a doua. E 18 simplu, că nu e la pătrat. Da, 18. La teorema înălțimii altă. 6 radical din 3 totul la a doua este 108. E 36 ori 3. Da. Deci AD1 egal cu 108 împărțit la 18. Deci AD1 egal cu 108 împărțit la 18. AD1 egal cu 108 împărțit la 18. Adică 6. Egal cu 6. Și acum ne ducem într-un unghiul AD1. Deci am făcut pe AD1 ăsta că 6. Este 6. 6. Toată AB cât este? Toată AB este? 24. AB egal cu 6. 18. Egal cu 24. Și de ce înseamnă Vito 24? Nu mai trebuie AD acum, domn profesor. Da? Și egal cu de ce aici? Da, da, da. Între unghiul AD de 1, dreptunghic, avem măsura lui AD de 1. Sunteți de acord, da? În AD de 1, ce știi? Că avem unul dreptunghic. Dar putem Pitagora, domn profesor, nu? Da, ea vrea să facă altceva. Avem AD' de 30 de grade și atunci AD egal cu 2 ori AD' și egal cu 12. 12, corect.
Deci, în triunghiul. AD de 1. De 1. AD de 1 avem. Măsura lui D de 1 A de 90 de grade. Da. Măsura lui D1, poți să spun, da, fără confuzii. De 90 de grade. Da. Măsura lui A, D, D1, A, D, A lui D, D1, atunci. A lui D, de 30 de grade. Da. Da, deci unghiul lui D din triunghiul ăsta. Măsura lui D și egal cu 30 de grade. Și D... acolate din cele două, rezultatul și că... A, nu mai zicem că... Ba da, A, D1 trebuie să zice CD6. Așa, așa, așa. A, D1. Egal cu 6. 6. Centimetri. Rezultă ca AD. Și rezultă ca AD egal cu 12. AD egal cu de 2 ori. De 2 ori AD1. AD1 și face egal 12. Cu 2 ori 6 egal cu 12. Da, da. Și acum perimetru. Perimetrul lui ABCD egal cu 2 ori 12 plus 2 ori 12. 2 pe lângă 12. 2 pe lângă 12 plus 24. Da. Și egal cu 2 pe lângă 36 de 36 egal cu 72. Iar aria lui ABCD. Aria, cât e aria paralelogramului, copii? Baza ordonanțimea. Baza ordonanțimea. Baza care este 24. 24, 6 radical. Egal cu 24 ori 6, 144, adică 24, adică 24 ai spus, da? Da, 24 ori 6, adică 144, adică 10. Da. Și atunci și aria paralelogramului. Da, așa. Și ce? Care, care a fost dificultățile, să zicem, Adi? Aici, cine ați fi știut? La aflarea... Eu am știut, da. Nimic nu a fost neclar, nu? Stai o secundă. Prima dată să ducem înălțimea aia, ca să pornim problema. Da, sigur că da. Hai să recunoaștem că fără a duce înălțimea să transformăm fosta catetă într-o ipotenuză, nu pornea problema. Exact. A fost esențial asta. De înălțimea aveam nevoie și pentru faptul că aria e baza ori înălțimea la un paralelogram. Deci înălțimea se vrea aflată. De acum, din clipa asta, 30 de grade, asta e 12, asta am aflat AD-ul 6 radical de 3 jumătate din ipotenuză. Sigur, merge ca Pitagora și aflăm pe D1B, aflând și pe D1B teorema înălțimii și am aflat pe AD1, mai putea fi varianta că toată cateta la pătrat egal cu prosul dintre ipotenuză și proiecția, cum am zis-o, și atunci rezulta că AB toată e știută, avea să ne dea AB 24 și atunci de 18 și rămâne asta 6. 6, corect. Și de aici se duce pe Pitagora și... Deci erau mai multe variante, dar problema este ruptă din momentul în care ducem AD1, ca să transformăm cateta... DD1. DD1, când să transformăm cateta DB în, în ce? În ipotenuză. Cât de ceasul? Este și 27. 27, facem... Nu cred, da? Da, da, da. De ce? De ce? Uitare de la și Cher. Că a venit și... Alexandra. Andreea. Andreea și... Andreea. Ce scuze? Ne așteaptă la ușă și atunci trebuie să... Hai, dați și mâine. Sigur că da. Avem două probleme, facem mâine. Da? Sau le facem... Ce facem mâine? Algebra și geometrie. Mâine aveți și algebra și geometrie, da, la clasă? Nu, nu avem algebra. Algebra, ne-am făcut-o la clasă. Ați făcut tema, da? Bun. Mâine o să aveți tema la algebră, da, dată de domnul profesor și cele două probleme. Da? Nu, corect. Corect, atunci. Hai, poate finalul, să facem sinteza. Hai să vedem sinteza. Sinteza. Orei. Orei. Sinteza foare. Am făcut teorema lui Pitagora, teorema catetei, teorema înălțimii, ori, ori, teorema Pitagora, Pitagora, teorema înălțimii, catetei, teorema catetei, înălțimii, ori, teorema înălțimii, ori. Arii perimetre. Corect. Dreptunghi, paralelogram. Pentru două puncte.
Dreptunghi. Paralelogram, triunghi. Paralelogram. Deci dreptunghi, paralelogram. Triunghi. Înălțim. Deci dreptunghi, paralelogram, triunghi. Trăunghi, arii, domnul profesor, cu 2D. Arii, așa, da. Așa, da, să știți. Sigur că da. Arii. Arii, perimetre, înălțime, pentru dreptunghi, paralelogram, triunghi, înălțime, romb, romb, da, romb, trapez, trapez. Da. Și am mai făcut așa chestiune importantă, că latura opusă unghiului 30 de grade e jumătate ipoteză, foarte desă. Poți zi, Andreea. Deci, cateta opusă unghiului de 30 de grade. Opusă unghiului de 30 de grade. Jumătate din ipotenuză. Din ipotenuză. Și am tot aplicat-o pe asta. Da, 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 da. Deci am folosit-o toată... Hai, adică când am zis. La revedere, vă mulțumim că ați sunat pe proful și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share! Așa să fie și noi pornim clasa 11. Clasa 11. La revedere! La revedere.